Bun găsit, prietenei fotbalului. Caniculă chiar și la Sfântul Gheorghe. Șep și Academica din Clinceni. Meci care să se înceapă aici la Sfântul Gheorghe. Cald, foarte cald și la Sfântul Gheorghe. Două dintre performerele sezonului trecut de Liga 1, două formații care au jucat în play-off și iată care se întâlnesc acum în prima etapă de Liga 1, noul sezon de Liga 1 aici la Sfântul Gheorghe. Vajvari răsplătit pentru întreaga sa carieră, a semnat un nou contract, 35 de ani face în toamnă, 100 de meciuri în tricoul formației ardelene pentru Gabriel Vajvari. Pentru el începe astăzi al patrulea sezon aici la Sfântul Gheorghe cu Șep și niciodată n-a jucat mai puțin de 31 de partide Vașvari. Un jucător admirabil și un foarte bun executant al loviturilor de la 11 metri la formația din Clinceni. Cu Păun în poartă, cu Pașov în apărare, Bilali, Pașov și Patriche, a jucat în plus un tur preliminar pentru a ajunge aici. Începe această a doua partidă din prima etapă de Liga 1. Ieri în deschidere Botoșani și FCSB au terminat la egalitate. N-avem deocamdată niciun gol în Liga 1 aici la Sfântul Gheorghe, la Șepși. Șutul este pe deasupra porții. Un prim șut la poartă și se aud aplauze din tribune din primăvara anului trecut, februarie, martie. Minge scoasă de Pașov, direct la adversar, a fost Vajvari, fentă de șut, apoi nu iese mingea lui Eder González, spaniolul din linia de mijloc a formației ardelene. Un spaniol de 24 de ani, care e obișnuit cu România după ce a jucat la Csíkszereda. Încă un avertisment. Mitrea în plasa laterală. Probabil că spectatori de la tribuna a doua s-au bucurat crezând că mingea e în poartă. Au plecat sau s-au întors la echipele care îi împrumutaseră. Este o poziție de șut la marginea careului. Întârzie șutul și obține lovitura liberă Așkovski. Dacă mingea trece, e foarte greu pentru portar. Raicore! Primul gol din Liga 1 este marcat de un debutant în minutul 56. Slovenul Raicore, după 10 minute de la intrarea sa în echipa ardeleană, vede mingea târziu. A încercat să apere și celălalt colț. E o minge deviată. Foarte bună reluarea. 6 jucători de la Șepși în careul Clinceniului. Minge trimisă cu mult efect pe spate. A fost Păun, autorul golului, Raicore. Mingea rămâne acolo în careul oaspeților. Poziție de șutare în portar. Mingea îi revine. Șutul bun, Nicolae Păun. Cea mai importantă ocazie pe care o are Șepși în această partidă, cu siguranță cea mai importantă, bară! Mingea este și deviată și va fi lovitură de la colț. Din nou corner pentru Șepși cu 20 de minute înainte de finalul partidei. Echipa mai bună, clar. Elan, șuturile de la distanță surprinde și își arată deja calitățile. Sare bine, mingea cade în fața porții, se dă fault în atac aici. Mitrea, șutul de la distanță, mingea este deviată și scăpată în poartă de tânărul Păun. Se bucură Mitra. Gol de 2-0, dar e golul lui Păun. E adevărat că mă așteptam ca mai mulți jucători de la Clinceni să se ducă să-l consoleze pe tânărul portar Păun.
bani și din străinătate. Cine știe, se mai duc și niște voturi pe la Budapesta. Toată lumea mulțumită. Și asta a fost tot. Până la urmă și arbitrul Iulian Călin, într-un fel sau altul, ajutat de soartă, după câteva erori în această partidă, 2-0 pentru Șepșii. În partida de debut pentru cele două echipe în această ediție de campionat, locurile 4 și 5 în ediția precedentă. Șepșii a arătat acest lucru, nu și Clinceniul.